ajute, frații și surori, tot ce am auzit în această seară. Să punem la inimile noastre și să punem în practică. Să nu vă temeți că și Domnul e cu noi. Aleluia!
venită, haideți să nu mai dăm înapoi. N-a mai rămas mult și cel ce vine va veni. Haideți să privim înainte. Înainte este cer, înapoi este păcatul. Haideți să privim doar înainte. Vine Iisus, ultima dată, toți pocăiți să cânte, să lăudați. Din toată inima să cântăm. Doamne, ajută-ne să fim gata. Slăviți să fie Domnul, frate. Hai să ziceți, fraților, binecuvântați. Aleluia! Haideți împreună. Aleluia! Să lăudăm pe Dumnezeu nostru. Să cântăm despre acea țară minunată care Domnul a spus: mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde să fiu eu, să fiți și voi. Vine Iisus! Vine Iisus! Să fim pregătiți! Aleluia! Seara, fraților, se mai face o strigare. Se mai face o strigare să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Poate noaptea aceasta Domnul va veni. Frate, oare nu ți este dor din nou în Canaan? Acolo te așteaptă Sfinții dincolo de Iordan. Poate chiar la noapte Domnul va veni. Puneți întrebare, nu contează cât ani ai de pocăință. Dacă vine Domnul noaptea aceasta, unde vei pleca? Fraților, să plecăm la cer. Ajută-ne, Doamne! Oh,
inima că și în această seară putem să spunem că lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a ajutat și în această seară să venim la casa Domnului. Domnul este bun, de aceea haideți să ne deschidem inima la și să spunem din toată inima, Doamne, Tu ești cel mai minunat, Tu ești al unui împărat. De aceea eu îți cânt slavă neîncetat, haideți ultima dată cu tot poporul, Tu ești cel mai minunat. Tu ești cel mai minunat, ești ca lumii împărat, de aceea seara să fie o seară a deciziilor. Doamne, vreau să te slujesc când voi trăi. Drumul meu să urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema și să spui și tu în seara aceasta, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta.
sfânt și să spunem în această seară Duhul Sfânt să coboare cu putere. Și cine crede să spune din toată inima că în urma credinței Hristos în această seară va răbăra. Tot ce am, mă dăruiesc, tot să cântăm și din inserul Tatăl, tot să cântăm. Aleluia! Să fie Domnul nostru Iisus Hristos în veci de veci. Amin. Pe când Domnul e că și Domnul mi-a făcut mult, mult bine. Și Dumnezeu în seara aceasta a chemat poporul la pocăință. Ce ziceți, frați și surori? Mai încape pocăință în inimile noastre. Vreau să vă spun că Dumnezeu le-a dat o inimă largă, unde încape multă, multă pocăință. Deci, haideți să venim cu tot poporul în fața lui Dumnezeu și să spunem ca bunul Dumnezeu să ne ierte, ca Dumnezeu să ne curățească, să ne spele în sângele Său cel Sfânt. Aleluia. Și cine dorește, Domnul să lucreze. Amin. Ție, Doamne, umple vasele noastre, Doamne. Doamne Iisuse, venim în fața Ta și îți cerem ca să ne ierți în această seară. Venim cu pocăință, Doamne Iisuse. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu toți. Mai bine să ne pocăim, dar odată să ajungem în cer. Aleluia! Venim să ne pocăim. Yeah.
sâmbetă inima. Astăzi Domnul te cheamă la pocăință, zării s-ar putea să nu te cheme. Astăzi spune un da pentru Hristos, poate Domnul vine în noaptea aceasta, întreabă de unde vei pleca. Aleluia! Și surori, să ne pocăim și vrem să mai cântăm o cântare, că Domnul e prezent. Nu știu dacă mai apucăm în seara aceasta să cântăm, dar Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă spun în câteva cuvinte, frați și surori, cum am ajuns aici la dumneavoastră și vreau să vă spun, vrăjmașului nu-i place când Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea. Vreau să vă spun, am ajuns la vamă, drept în fața noastră, la jumătate de kilometru, toată Ungaria s-a închis. Nu mai lăsa așa. Am vrut să ne întoarcem pe altă vamă și Doamna zice, nu mai mergeți acolo, că toate vămele sunt închise. Și vreau să vă spun ce face Dumnezeu. Soția mea, știți ce a făcut? Noi ca oameni am vrut să o luăm pe alt drum, să mergem la altă vamă. Soția zice, stai să sune o grupă meu de rugăciune. Și vreau să vă spun, la 5 minute s-a început forfotă, toți au pornit motoarele, am spus, lăudat să fie Dumnezeul nostru. Și în seara aceasta mă bucur din toată inima, căci Domnul m-a mântuit și vreau să-i cânt Domnului din toată inima. Haideți pe toată biserica aceasta, cântare minunată, să strigăm din toată inima în această seară. Știți ce, fraților? Trăiască Domnul Iisus Hristos! Trăiască Domnul Cel ce e stânca mea, Cel ce este cetățuia mea în veci de veci. Amin! Nu pot uita vreodată de iubirea arătată de Iisus. Am plecat în haine albe, am pus pe inimă toate de în cer. El mi-a dat haina de dulce, ce privirea lui cântă roșii tu. Și-n mine a pus o haină, iubirea asta de mama. Trăiască Domnul, El este stânca mea, picioare.
apă cea adâncă, m-a pus să stau pe stâncă mâna lui Dumnezeu și în turnul de scăpare, fericiță cu o cântare și să mai strig o dată în gura mare, căci merită, frate și sorori. Trăiască Domnul Iisus! Aleluia! Ce este stânca noastră, cetățuia noastră în veci de veci. Amin.